vorbit despre mitropolitul Bartolomeu și a spune vorbe frumoase și alese, e foarte simplu. E mai greu să spui însă vorbe potrivite și cuvenite, pentru că avem în fața noastră personalitatea unui titan. Unui titan sau, cum zicea un, să zic, analist, să zic, admirator, a ultimului samurai. Aducând în prim plan, prin această expresie, bănuiesc, nu atât lupta armată a nobililor războinici japonezi, cât morala lor profundă, sentimentul onoarei și al corectitudinii.